Hai să vedem prima dată ce ai. E un... un nuclean imens. Până la urmă i-am găsit. Bună ziua! Vă salut din Italia. Sunt un concediu de sărbători și vreau să fac câteva partide de aici la de pescuit. Am mai făcut și în primăvară câteva partide. Atunci am prins destul de bine. Și acum astăzi am venit la Râu Piave, unde o să încerc să prind niște clen. În primăvară am prins de aici niște clen superbi. Acum nu știu să văd. Din câte văd, apa e mult, mult, mult mai crescută ca și atunci. De aici e râu foarte curat. Am nu emoții, sunt nerăbdător să mă duc să văd dacă o să reușesc să prind, dacă sunt aici peștii, nu știu nimica, dacă răspund la aceleași chestii care au răspuns data trecută. Atunci am văzut că am prins foarte bine pe gume mici, pe nimfe de la Berkeley, acum nu știu. Abia aștept să ajung la locurile alea și să văd dacă o să reușesc să prind ceva. O să urmează o serie de videouri de aici din Italia. O să pescuiesc și la feeder, și la spinning, și la plută. Am adus ceva echipament cu mine. Vremea e superbă. Astăzi se anunță 12-13 grade, deși noaptea o îngheța. Haideți că imediat ajung și sper să avem parte de ceva drill-uri frumoase astăzi. Pare că râul e mult, mult mai crescut ca și data trecută. Nici nu văd mișcare. Aici am văzut cârduri întregi de cleni. Să pun o gumă și să vedem dacă... să vede nicio mișcare. Se pare că nici aici iarna nu-i ca vara. Pare că nu e chiar așa de ușor de prins pește în perioada asta. În locurile astea nu. Apa e foarte curată, i-aș vedea dacă
Dacă îs pe malul ăla, nu mă pot apropia, acolo e apa mai adâncă. Acolo nu mă pot apropia, o să mă duc în jos. Poate găsesc ceva locuri cu apă mai adâncă, mă gândesc acolo. Acolo să stai. Dacă nu, o să lac. Să vedem, poate avem ceva capturi astăzi. Foarte crescut față de data trecută. Vedem unde se ascund peștii. Să vedem cum e aici. Aici pare un pic mai adâncă apa și molul e mai mare. Să vedem dacă reușim ceva de aici. Ceva mișcare, dar nu știu dacă sunt pești sau... Păi destul de adâncă. Multe agățături din câte văd în apă. Nu am găsit locuri așa bun de pescuit, m-am mutat pe alt râu. La Toro di Mosso. Nu știu dacă pronunț. Sunt aici pe un râu, o să caut aici să văd dacă nu găsesc ceva locuri să dau după Liban, Șalău, Plian, să vedem ce intră. Nu mai am foarte mult timp de stat astăzi. Dacă o să reușesc să prind ceva bine, dacă nu... Nu știu, o să mă mai informez, să caut și în alte locuri. Ci râu arată bine, dai multă vegetație. Să văd dacă nu găsesc un loc bun să... Lăsa la gume. Pac, încă. Mai legăm, mergem mai departe. Nu știu ce nu-i. Nici nu știu cum o să-l scot. De aici, de sus. Hai să vedem prima dată ce e. E un clean imens. Până la urmă i-am găsit pe clean. Într-adevăr în locuri cu apă adâncă și
pe jiguri mult, mult, mult mai mult. Asta nu știu cum o să-l scot. Lăs să plece în larg. Că nu pleacă, că pleacă în tetufe. Du-te în larg, mă. Fugi în larg. Aici lângă un ponton sau ceva. Aia s-a băgat după ceva. Da, a ieșit. Acum se bagă după ăsta la ponton. Asta cred că... Banul, uite că am reușit. Am reușit. Uai, un plian imens. Imens. Primul anseu aici, a? Am reușit să-l scot, să-l aduc la mal. Uite cât da. Cât da cleanu. Se face poză. Neapărat. După ăștia am venit. Într-adevăr, am umblat un pic după ei. Nu i-am mai găsit în locurile în care am găsit data trecută. Dar se pare că și aici. După atac am crezut că-i șalau. Asta e și guma la care a venit. Să vede, poate mai reușesc să mai prind. Foarte adânc apa. Încă nu a ajuns jigul jos. Opa.
cățător. Am rupt. Schimb linia și vedem ce intră. Am legat, nu. Acum o gumă mai mică. Nu știam ce pește mă pot aștepta aici și la biban, și la șalău, și la clean, și la som. Nu o să mai stau foarte mult. Termin pe astăzi. Am reușit să prind o bucată și cel puțin mi-am dat niște locuri frumoase. În zilele ce urmează știu de unde să încep să vin. Astăzi a fost mai multă plimbare, recunoaștere decât pescuit. Cred că am făcut vreo 10 km pe jos în tufe. Da, s-a meritat, am reușit să prind o bucată frumoasă. Zilele ce urmează o să mai vin și o să mai caut și locuri noi. Scrieți în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut. Dacă sunteți aici până în zonă, lăsați un coment unde aș putea să găsesc pești în zona Treviso. Până data viitoare, eu vă doresc numai bine și fire întinsă.